împotriva vântului. Dar mulți au interpretat aceste amenințări și ele ar avea anumite riscuri. Primul risc, Lituania să fie atacat militar, și doi, pentru aceasta, ar putea eventual, inițial, să aibă loc o incorporare a Belorusului de către Federația Rusă. Haide să fim serioși. Aici v-a îndrăznit totuși Federația Rusă să atace Lituania? Ei nu sunt capabili astăzi să se discute cu Ucraina. Un stat care are probleme foarte serioase economice. Este ajutat un stat foarte mare. Dar un stat care luptă împotriva lor de unul singur, chiar dacă are ajutoare din punct de vedere deci politic și militar din partea altor state. Militar în sensul aprovizionării cu materiale militare, numai atât. În ce privește Lituania, situația e cu totul de altă natură. Lituania este partea NATO. Există clauza articolul 5 al acordului NATO, unde se spune că atacul împotriva unui membru NATO este atacul împotriva alianței întregi. Toată alianța se va ridica în apărarea membrului său care a fost atacat din exterior. Pentru Federația Rusă, atacul împotriva Lituaniei înseamnă atacul împotriva lui NATO. E o chestie de sinucidere. Că cineva acolo, în primul rând, experți. Apropo, oficialii ruși nu vorbesc despre un atac împotriva Lituaniei militar. Exclud chestia aceasta. Înțelegând foarte bine că asta ar însemna, de fapt, un război nuclear. Cu toate consecințele. Apropo, să le spunem telespectatorilor. La Moscova sunt foarte mulți de ăștia pălăvrăgeași pe la televiziuni care spun noi avem rachete, bombe, încolo-ncoace, noi o să prefacem în scrum tot Occidentul. Statele Unite acolo ne trebuie o jumătate de oră ca să nimicim toate Statele Unite și așa mai departe. Și niciun cuvânt cel nu spun că rezultatul unui asemenea atac nuclear ar fi nimicirea completă a Federației Ruse și tot poporul rus va pieri în acest armagedon nuclear. Ei despre asta niciodată nu spun, înțelegând foarte bine că dacă ar vorbi deschis despre chestia că orice rus va pieri în acest război, asta ar însemna o revoltă în interiorul Rusiei. Tot ce este astăzi și unde se vorbește despre un atac nuclear al Federației Ruse, desigur că este un bluf. Un bluf până la momentul când nu admitem că Rusia este gata pentru un suicid. Un bluf care vine să alimenteze opinia publică din interiorul Federației Rusă. Este un instrument al propagandei care să convingă cetățenii, să le creeze impresie să câștige războiul. Noi suntem puternici, toți suntem de noi și noi, dacă vrem, orice moment putem să punem capăt cu ei. Și pe final de emisiune să discutăm și despre ce se întâmplă în Ucraina. Din păcate, noutățile de acolo nu sunt cele mai bune. Ucraina a fost nevoită să abandoneze orașul Severodonetsk. Acum apărarea se concentrează pe orașul Lisiceansk, un alt oraș strategic din Ucraina. Va rezista Ucraina? Aceste semnale îngrijorătoare, este un moment de cotitură în război sau pur și simplu avem o evoluție a frontului pe teren și oricum Ucraina poate rezista și va rezista? Știți, când formulăm întrebarea va rezista Ucraina, trebuie să înțelegem mai degrabă în ce condiții Ucraina este gata astăzi să meargă la tratative de pace. Nu discută, apropo, nimeni în ultimul deocamdată timp. Nimeni nu discută, fiindcă Ucraina a spus categoric. Noi suntem gata să discutăm problemele păcii în condițiile când nu cedem niciun metru din teritoriul nostru național. Asta este poziția Ucrainei foarte rigidă astăzi. Va rezista Ucraina militar? Păi deja a demonstrat că rezistă. Închipuiți-vă, armata rusă până nu de mult se socotea a doua în lume armată după capacitatea de luptă. Această armată menționează ca un mare, mare succes militar ocuparea unui sătuc. Vă închipuiți la ce s-a ajuns? Un sat care este cucerit de la ucraineni
este o mare biruință pentru... Da, acum s-a ajuns la aceea că Severodonețcu. Da, e o localitate în jur de 100.000 de locuitori. Da, da, bun. Dar și asta vorbește despre faptul cât de limitate sunt capacitățile de luptă a armatei ruse dacă lucrurile au ajuns până la un asemenea nivel. Din punct de vedere militar, Ucraina indiscutabil va rezista. Și asta vorbește, în primul rând, despre capacitatea morală a armatei ucrainene și a poporului ucrainean de a rezista invaziei rusești. Problema este cât de repede și cât de eficiente vor fi ajutorul în materiale militare pe care le obține Ucraina din partea aliaților occidentali. Cu cât mai mare va fi acest flux, cu atât mai mari vor fi problemele armatei ruse. Da, ei au anumite succese acum în zona Luganskului și în Donbas pe ansamblu, dar și armata ucraineană trece la acțiuni de contraofensive în raionul Hersonului și în raionul de sud. Da, și aici, fără a fi desigur experți militari, acel armament, acea tehnică care vine din Occident, armata ucraineană are nevoie de o anumită perioadă ca să se adapteze, să-l poată utiliza. Și acel ajutor din Occident care vine, militar, el se va face resimțit sau urmează să se facă resimțit în perioada următoare. Atâta timp cât Ucraina se găsește în această stare de război la ora actuală, când Rusia nu poate să-și permită operațiuni de anvergură, de ofensivă, atâta timp Republica Moldova se găsește într-o relativă securitate. Acum nu se vorbește despre Nicolaev și de Odessa ca deci, ținte a unui atac terestru a armatei ruse, ceea ce garantează securitatea noastră, cu atât mai mult Republica Moldova trebuie să folosească acest răgaz pentru a-și consolida propria reziliență, inclusiv capacitatea de luptă a armatei naționale.